În luna cadourilor, conducerea centrului Aurel Stroie din Bușten le oferă turiștilor și localnicilor, așa cum obișnuiește la fiecare sfârșit de an, daruri culturale diversificate. Calendarul activităților din 2010 se încheie în stațiune cu expoziții, spectacole de balet și concerte de Crăciun. Primele evenimente din luna decembrie debutează chiar în această seară, când publicul este așteptat să participe la vernisarea unei expoziții de goblenuri și la un concert cameral susținut de 45 de elevi ai Liceului de Artă din Ploiești. 129 de goblenuri au fost deja expuse la Centrul Cultural Aurel Stroe din Bușteni. Ele pot fi admirate zilnic, intrarea fiind liberă. Realizatorii tablourilor, respectiv 40 de membri ai Clubului de Goblen din Ploiești, au în comun pasiunea pentru culoare. Prima expoziție a organizat-o în anul 1992, iar de atunci creațiile lor au ajuns în mai multe locuri din țară, inclusiv la poalele Bucegilor. Luna decembrie, ca de altfel tot anul Va avea un număr destul de mare de evenimente. Chiar în această seară vernisăm expoziția de Goblen, aparținând unui club din Ploiești, Goblen Clubului. De fapt, este a treia oară când expoziția vine la Bușten, dar cu, cu foarte multe lucrări noi. După vernisaj, avem un concert cameral cu elevii Liceului de Arte din Ploiești. Sperăm că va fi, într-adevăr, o seară frumoasă. Pe 13 decembrie, copiii care urmează cursurile de dans modern, de vioară, chitară și pian la Centrul Cultural Aurel Stroie vor susține un concert specific sărbătorilor de iarnă. Iar la jumătatea lunii, o trupă din Brașov, formată din doi actori și un balerin de la operă, va prezenta un spectacol de succes care se dorește a fi o surpriză pentru public, așa cum era de așteptat și colindele vor răsuna în instituția de cultură. Ne dorim și cu siguranță vom organiza și un. Uh, uh, concert cu colinde de Crăciun. Anii trecuți au fost prezenți aici Vasile Șeicaru, Victor Socaciu, Nicolae Voiculeț, naistul din Bușteni. Cu siguranță vom avea nume de rezonanță pe scena Centrului Cultural Aurel Stroe la acest sfârșit de an. Tot în această perioadă vor fi expuse icoanele pe lemn, pictate de Gabriela Olaru, iar vizitatorii vor putea intra și în muzeul deschis în memoria compozitorului Aurel Stroie. De asemenea, grupul coral Sostenuto, care se pregătește la instituția de cultură, va susține mai multe concerte de Crăciun în Sinaia, Bușteni și Predeal.